Edi Iordănescu nu va pleca de la Pandurii. Tehnicianul gorjenilor a vorbit pentru prima dată după ce în presă au apărut informații potrivit cărora ar urma să plece de la Târgu Jiu. Iordănescu dorește să ducă la bun sfârșit proiectul început la Târgu Jiu și a dat asigurări că nu va pleca de la Pandurii. Au fost foarte multe speculații în ultima perioadă referitor la viitorul echipei Pandurii, cât și implicit al meu, și cred că este firesc să clarific anumite aspecte, în special în ceea ce mă privește. Sunt antrenorul Pandurilor și îmi doresc să rămân la Târgu Jiu cel puțin până la finalul contractului, adică până în vară. E foarte adevărat că nu traversăm cea mai ușoară perioadă și la fel de adevărat este că sunt restanțe financiare destul de mari, atât către jucători, cât și către staff și cei din jurul echipei. Însă nici iarna trecută nu a fost o perioadă foarte ușoară, în special pe latură sportivă, echipa fiind implicată în lupta pentru evitarea retrogradării, dar atunci am reușit să depășim acel moment. Am o obligație morală față de băieți să merg până la capăt alături de ei, a spus Iordănescu. Iordănescu are încredere că situația financiară de la Pandurii se va rezolva. Am mare încredere în oamenii care susțin acest proiect și care iubesc cu adevărat echipa și în președintele clubului, că vor reuși să deblocheze această situație. Sunt adeptul continuității, vreau să-mi duc munca la final și de aceea atât timp cât sunt șanse de continuitate, voi rămâne la Târgu Jiu, a mai spus tehnicianul gorjenilor. Pandurii au întârzieri financiare de 2 luni.